Salutare tuturor, numele meu este Viper și bine v-am găsit la un nou episod din serialul de Minecraft Fidebis Vanilla Plus. Acesta este episodul cu numărul 3 și da, de data asta, ce o să facem în episodul ăsta? În primul rând o să colecționăm aici mai multe raspberry-uri pentru că asta ne ajută foarte mult cu alimentația, pentru că știți că e puțin mai complicat pe modpack-ul ăsta cu mâncarea, dar o să ne descurcăm noi și da, am reușit a doua zi la rând. Astăzi, după cum am zis, o să construim casa pe care am vrut să o construiesc. O să o construim în zona asta și am aici foarte mult lemn. Deci, nu o să vreau să facem o casă prea complicată, o să facem o casă simplă, acum frumoasă, dacă o să fie, habar nu am. Nu știu dacă o să apucăm să facem mai mult decât acoperișul, dar o să vreau să facem așa 5, o să avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Știți ce? O să facem așa. Nu știu dacă o să fie cea mai bună idee. Cred că pe aici, dacă nu am făcut-o un pic cam prea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, haideți că este foarte în regulă. Este simetrică, ceea ce mă interesează. 3, 4, 5, o să vreau un crafting table, o să, deci eu deja am mai construit-o pe, mă rog, n-am construit-o integral pe creativ, am construit așa o parte să văd cam cum ar arăta. Și am zis că este ok, o să facem niște chestii pe aici, așa, deci avem, vreau mai multe stairuri. Bun, deci, să zicem că o să punem așa și o să ne urmăm aici un loc să intrăm și o să punem la fel și pe partea aceasta și mă gândesc ca să facem un pic de depth, să punem pereții propriu-ziși un pic mai în spate, adică așa, pentru două, cum ar veni două, o înălțime de 2 și o să facem așa pereții. Și acoperișul probabil o să-l facem cu stone brick și cu birchwood, m-am gândit să, dacă avem birchwood să îl folosim, pentru că nu l-avem degeaba. Nu, acum o să punem așa pe sus încă niște stairuri. Știți că mi-e place să construiesc cu stairuri, nu sunt eu un talentat minecrafter, dar merge, nu arată prea oribil, este o căsuță ok. Deci după cum am zis, nu știu dacă o să apucăm să facem acoperișul, o să fim mai repeziți un pic aici, pentru că vreau să ne încadrăm în timp. Și după cum am zis, probabil o să mă apuc și de o serie de either sau nu știu. Deci da, am zis că o să filmez două episoade unul după altul, dar aseară, azi noapte, mă rog, dacă v-ați uitat la episodul trecut, știți, am zis că mă culc și asta am și făcut. Așa că acum este practic. Am ajuns să le filmez cu o zi înainte, ceea ce mi se pare perfect, pentru că așa nu sunt foarte presat de timp și am rezolvat și setările de filmat, am rezolvat și rezoluția, pentru că jucam într-o rezoluție mai ciudată, acum jucăm în 1280x720 și nu mai este nicio problemă. Și acum o să punem așa să nu arate urât. Știți ce am putea face? Am putea să punem oak wood pe post de podea, dar asta înseamnă că o să avem nevoie de foarte mult oak wood, dar mi se pare că avem destul și o să vă arăt acum cum mă gândesc să îl pun. Și da, episodul ăsta suntem puțin mai happy, destul de nașpa pentru că trebuie să mă aplec spre microfon ca să se audă, că dacă stau așa normal se aude foarte nașpa, dar o să ne descurcăm aici, sper să nu fie băzitul prea tare. Dar da, ideea mea este să facem cu oak wood, să facem un zigzag, adică așa, și apoi, nu, vine așa, și acum din nou facem așa, și nu. E un pic mai complicat. Așa. Dar, da, o să revenim când o să terminăm asta, pentru că e destul de plictisitoare faza asta și nu prea sunt multe de vorbit și e destul de annoying să vă uitați de a presupun. Dar, da, o să revenim. Și am făcut de la asta, mă refeream, nu știu dacă o să vă placă cum arată, îmi pare rău că am primit un mesaj.
Dar eu zic că arată destul de ok și acum m-am gândit, pentru că ar trebui să facem ceva puțin în avans, ar trebui să punem la prăjit, la făcut niște cobblestone, pentru că vreau să am niște stone. O să folosim. Coal, adevărat. Pentru că nu vreau să mă mai complic cu mini coal-ul acesta. Putem să prăjim coal. Și ne dă creosot bottle cu care facem un wooden tie, cu care facem suspended track. Mă rog, nu prea ne interesează pe noi aceste aspecte și o să mai facem un furnal. N-avem din ce. Știți ce? O să facem în felul următor și o să avem doar 7 cărbuni, dar nu vreau să prăjesc cărbunii. Nu, 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 nu. Cât timp asta o să se facă, noi o să ne mai uităm puțin acolo, să vedem ce putem să facem. Oh, niște sticle ne va trebui, așa că o să luăm de aici niște nisip. Poate facem așa și o scăriță. Parcă aud un paianjen. Cred că mi s-a părut. O să luăm și noi 16 bucăți. Pentru că oricum o să le facem glass pane-uri și mai mult ca sigur o să ne fie de ajuns doar 8 bucăți, dar să fim pe plus, este mai ok. Iarăși noi avem stone. Bine și noi aici, nu cred că e mai bai mare și nu știu acum dacă o să ne mutăm complet în acea căsuță. Sincer, eu zic că și aici este o zonă destul de ok, dar vom vedea, pentru că casa este cam micuță. Cu toate că este la fel de mare ca zona asta aici, totuși. Dacă facem pe aici peste tot stone, ar trebui să arate destul de ok. Dar așa, ca idee, vom vedea. Și o să vreau să pun 16 sand cu 2 coal. Și o să așteptăm să se smeltuiască și o să revenim. Facem multe caturi, dar vreau să terminăm în timp util. Bun, am făcut toate chestiunerele și acum o să le transformăm în stone brick-uri. Pe toate. Știți ce? O să păstrăm aici niște stone, dar o să facem așa în felul următor. Destul de multe stone brick-uri. Cred că o să ne fie destul. O să facem mai multe de birch în schimb și cred că o să fa le facem până la urmă pe toate, pentru că avem destul de puține sau nu știu, o să vedem câte o să ne trebuiască. Și facem glass pane-uri și mergem să vedem unde am putea să punem chestiile astea. Se pare că ferma noastră e în creștere, o să o recoltăm la un punct. Deci o să avem... în primul rând ia să facem noi pe aici, peste tot, cu niște lemn, pentru că nu vreau să fie așa urât și e destul de complicat să nimerim aici. M-am întors, acum am din nou fovul 100, pentru că mi se pare cel mai ok fov, până la urmă. Orice fov aș avea tot la 100 mă întorc. Cred că am 100, da? Deci aici. Ceva de genul ăsta. Și vreau și în partea asta. Și în partea asta. Așa, și vreau și, să zicem, poate un geam mare aici în spate de 2 pe 3 sau 3 pe 2. Aici să lăsăm fără geamuri. Aha, eu zic că este ok. Și acum probabil o să facem acoperișul, care va fi puțin mai complicat, dar o să ne descurcăm noi. Deci o să urcăm aici sus și o să punem în felul următor. Și ar trebui să nu picăm de aici, deci. Ok. Nu știu dacă este ok așa. Da, este ok. Știți ce? O să facem așa, deci o să vă arăt cum vreau să alternez între diferite tipuri de stairuri. Și o să facem așa ca o casă realistă, adică. What? Cum am reușit să-l pun pe ăla? Habar n-am. Adică o să facem cum ar veni, așa un triunghi. Deci noi o să facem așa și după aia între cum ar veni o să punem birch stairs.
Și tot așa o să avem o tăietură din nou. Să vă arăt doar așa ca idee cum o să procedăm. Și pe margine o să fie stone brick stairs. Și apoi tot așa tot mergem în sus. Și o să trebuiască să calculăm, să vedem dacă o să ne iasă simetric, pentru că nu vreau să iasă într-o parte mai înaltă acoperișul, dar o să lucrez eu aici la el și o să revenim cu o casă frumoasă. Poate o să mutăm după aia și itemele, chesturile și toate chestiile acolo și o să înfrumusețăm puțin zona. Ok, și am terminat acoperișul. Cam așa arată. Arată cam... cam hâdă casa asta. Știți ce ar trebui să facem? Probabil dacă... Nu știu dacă am eu o idee bună acum. Nu, nu, nu. Mă rog, o să trebuiască să mai facem la acoperiș. Să punem stratul ăsta cum ar veni încă unul în față. Dar așa arată interiorul și așa arată podul. Și habar n-am ce să fac în pod. Și sincer, nu mi-aș muta lucrurile aici. Cred că o să avem casa doar așa de formă. Și o să ne ocupăm noi de aspectul cave-ului nostru. Probabil chiar în episodul următor. O să punem stone peste tot. O să acoperim totul stone pentru că mai avem două stacuri. Și e mai mult decât destul. Și ia să vă pun pe voi aici. Dar da. Oare noi suntem pe peaceful? De ce nu? Ok, aparent eram pe peaceful, sorry guys, am vrut și eu, nu știu sincer de ce eram pe peaceful. E, aruncăm și noi niște mere, zicem și noi, da, le-am mâncat. Și încă nu știu de ce pot să mănânc raspberry-uri cu toate că sunt plin. Probabil pentru a încărca saturația, dar nu sunt sigur. Bă. Oricum. Asta a fost un episod mai scurt, dar eu o să închei episodul aici, eu vă mulțumesc pentru vizionare, eu am fost Viper. După cum am zis, episodul următor o să facem niște chestii aici, o să facem totul din stone și poate o să facem și o fermă mai mare. Poate o să extindem și pe partea aia cu sugarcane sau cu mai multe cropuri pentru că aici avem ce recolta. Dar da, o să vedem ce facem în continuare. Eu am fost Viper și noi ne vom vedea data viitoare. Salut!